O mireasă din Statele Unite își dă fotograful și totodată cameramanul de la nuntă în judecată pentru $122.000. Motivul, tânăra consideră că filmul nunții ei este cel mai groaznic lucru de pe pământ. În vârstă de 26 de ani, Monica a angajat un profesionist cu un CV impecabil, așa că nici prin gând nu i-a trecut că albumul de nuntă nu va arăta perfect. Când a primit însă filmul de la nuntă, aproape că a avut o cădere nervoasă. Femeia spune că montajul pare fals, mai ales că fotograful a adăugat aplauze false și alte efecte speciale. Cum ar veni, gusturile se discută în acest caz, în instanță.